Larix Dornișoara a realizat scorul primei etape din Liga a 5 -a după ce s-a impus pe stadionul din Poiana Stampei în fața celor de la CS Valea Suhei cu 12 la 1. În celelalte meciuri din seria a doua s-au înregistrat următoarele rezultate. Bradul Vama și doi 2 4 la 2. Dream Team Ipotești, vânătorul Dorna Candrenilor 2 la 1. Avântul Frasin Carpatic Suceava 7 la 0 și Stejarii Dragomirnei Juniorul Fălticeni 2 la 3. În seria întâi, primul lider al campionatului este Fece Margina, învingătoare în runda inaugurală în deplasarea de la Bunești cu scorul de 7 la 1. În celelalte meciuri s-au înregistrat următoarele rezultate. Voința Zvorștea Polul Nord Brodina 2 la 5, Reloul Mihoveni, viitorul Vadu Moldovei 3 la 2, viitorul fărăști Unirea Salcea 1 la 3 și Voința Hânțești Sport Sporting Siminicea 2 la 0.